Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cine este Sara Piliego, concurenta de la România au Talent 2023 care a obținut Golden Buzz? Sara are 12 ani și l-a făcut pe Mihai Bobonete să-și amintească de Darius, câștigătorul sezonului 12, motiv pentru care a apăsat pe Golden Buzz. S-a născut în Italia, într-o familie compusă din mamă româncă și tată italian. Ambii părinți ai tinerei au fost sportivi, bărbatul a jucat basket 35 de ani, iar femeia a făcut gimnastică. Familia Sarei a considerat că e mai bine să se întoarcă în România, deoarece consideră că aici fiica lor ar putea avea parte de o educație mai bună. Sara a început să facă balet acum 5 ani, a mers pe la diferite școli de dans, iar de 4 ani face dans contemporan de performanță. Sara spune de performanță referindu-se la orele multe pe săptămână pe care le alocă antrenamentelor și nu se referă la premiile obținute. Sara, într-adevăr ai dansat cu precizia unui chirurg care operează pe creier. Fiecare moment cap-coada a fost as. Ți-o spun și din postura omului care anul trecut a dat un Golden Buzz pentru un copil de 12 ani care a făcut același lucru. Mi-a tăiat respirația și care a câștigat România au Talent. Mi se pare că ai chiar mai mult decât avea Darius anul trecut. E o altfel de combinație între talent, dorință, tinerețe. Aș merge pe mâna ta și te-aș duce direct în semifinală ca să câștigi și tu anul acesta România au Talent, a spus Mihai Bobonete. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.